un luptător care cântărește 110 kg, 1,86 m înălțime, reprezentant al clubului Thai Boxing Club. Provine din kickboxing, practicant și de Muay Thai. Este un sportiv greu, un sportiv probabil foarte puternic. Așadar, un super fight la categoria grea, un super fight cu doi luptători care depășesc 100 de kilograme. Adversarul lui Stepan Krlig este românul Marian Albișor, are 28 de ani, 1,85 m înălțime, 109 kg, 13 meciuri, 8 victorii, 4 înfrângeri și un meci terminat la egalitate. Românul de la clubul Scorpions Cotnar din Iași, reprezentat la colț acum în acest meci de Sebastian Ciobanu. Alături de Marian Albișor este și Sebastian Horeică, colegul său de la Scorpions Codnar, care a luptat în meciul de deschidere al piramidei de 83 de kilograme. La centrul ringului, cei doi luptători primesc ultimele indicații de la arbitru de ring. Marian Albișor, fost practicant de rugby, este un sportiv puternic, un sportiv care are brațe excelente. Să vedem cum va lupta împotriva adversarului său, care este mai înalt, puțin mai înalt decât Albișor. Încasează Albișor o stângă și o lovitură mediană de picior. Albișor pe brațe, încearcă să se apropie de Krlig. Lovitură la corp trimis acum de Albișor. Krlig este luptător de gardă inversă. Bună această lovitură joasă de picior. O lovitură frontală trimisă acolo de Krlig. Trimite și o stângă, două low kick-uri expediate de Krlig. Iată ce dreaptă reușește acolo Albișor. A mai lovit toată după stop Albișor, dar nu a intrat în plină acea lovitură. Brațele sus pentru Albișor, care mai încasează o lovitură joasă de picior. Încă una trimis acolo de Krlig. Își dosează efortul Albișor. Nu s-a apropiat până acest moment de adversarul său. Face pasul lateral acum Albișor. Iată lovituri de brațe bune pentru luptătorul ieșean. Mai casează o lovitură joasă de picior. Nu le blochează Albișor, trimite și el un croșet de stânga. Croșet de stânga din partea lui Albișor, o lovitură peste garda adversarului. Krlig acum cu o serie bună de brațe. Iată și răspunsul lui Albișor. Au fost câteva momente bune pentru Krlig, care a venit peste adversarul său. Iată o lovitură înaltă de picior trimis acolo de Krlig. Acum o lovitură mediană. Albișor ține bine brațele sus.
A dominat până acest moment meciul la capitolul lovituri de brațe Cârliga și reușit câteva lovituri, la capitolul lovituri de picioare a dominat, a reușit și câteva lovituri de braț. Albișor îl așteaptă pe Cârlig. Încă o lovitură frontală trimisă acolo de Cârlig. Cârlig cu brațele a încercat să puncteze. Două lovituri frontale acum spre corpul lui Marian Albișor. Luat în brațe Cârlig de adversarul său. Se încheie prima repriză. Începe a doua repriză a luptei dintre Marian Albișor în short negru și mănuși roșii. De partea cealaltă, adversarul său, Cârlig Stepan, cu short predominant negru și mănuși albastre. A fost o primă repriză dominată de Cârlig. L-am văzut pe Sebastian Ciobanu, omul care îi dă indicații lui Marian Albișor din colțul ringului. Albișor trimite acolo un croșet de stânga, încasează el o stângă de la adversarul său. Lovitură joasă trimisă acolo de Cârlig. Albișor încearcă să vină aproape de adversarul său. Bună această lovitură frontală trimisă acolo de Cârlig. Albișor trimite-o dreaptă la corp. Foarte bine cu mâinile în cap acolo. Albișor a blocat acel croșet de dreapta trimis de adversarul său. Multe lovituri de picior trimise de Cârlig în acest meci. Albișor încearcă cu un croșeu de stânga. Bun, această directă de dreapta trimisă de Albișor, dar iată și răspunsul lui Cârlig. Ho, cum a explodat acea lovitură. Iată-l acum pe Albișor, pune presiune pe adversarul său. Îl ia la brațe Albișor pe Cârlig, dar nu reușește decât să vină aproape de adversarul său, dar nicio lovitură foarte clară din partea lui Albișor. Ratează lovitura înaltă de picior Cârlig. A eschivat bine acolo Marian Albișor. Ține brațele sus Albișor, acum încearcă să apropie de adversarul său. Croșeu de dreapta trimis acolo de Cârlig spre vigura lui Albișor. Încearcă să stea aproape Albișor de adversarul său. Lovitură de genunchi din partea lui Cârlig, după care au venit și două brațe. Iată-l acum pe Albișor, pune presiune pe Cârlig. Bun, această directă de stânga care s-a dus direct în figura lui Albișor. Ratează croșeul de dreapta acum Cârlig. O lovitură înaltă din partea lui Cârlig, care vine aproape, excelent, acea dreaptă peste garda lui Marian Albișor din partea lui Cârlig. Albișor nu pare a fi concentrat 100% la acest meci. Încasează câteva lovituri la corp. Cârlig s-a descentrat pe acea lovitură. Probabil că Albișor a și căzut din punct de vedere fizic. Mai încasează o lovitură joasă de picior. Se încheie repriza. Superboia poprava Gardin, catalogă de mai odată este Stefan Cârlig.
Au mai rămas 3 minute din acest match, acest super fight la categoria grea, acolo unde Stepan Cârlig din Moldova îl întâlnește pe Marian Albișor. Marian Albișor încasează câteva lovituri de la adversarul său, mult mai activ Cârlig și pe acest început de ultimă rundă. Bun, această lovitură înaltă din partea lui Cârlig a blocat Albișor, care bravează acum în fața adversarului său. Ține brațele sus, Albișor îl împinge acum pe Cârlig, care cât pe ce să cadă din ring. Lovitură joasă, încă una din partea lui Cârlig. Va lovituri de braț din partea lui Cârlig. Albișor încearcă să vină aproape de adversarul său. Continuare, Albișor aproape de Cârlig. Ține brațele în cap, Albișor. Cârlig preferă să țină distanța. Intră acum cu două lovituri de braț. Un low kick bun din partea lui Albișor. Încă unul blocat acum de Cârlig. Cârlig încearcă și o lovitură joasă de picior. Albișor este din ce în ce mai obosit, epuizat, sportivul ieșean. Ratează acolo dreapta. Albișor a pus toată forța în acea lovitură. Albișor, iată pe Cârlig, a intrat foarte bine cu o lovitură de genunchi. Încă o lovitură frontală trimisă acolo de Cârlig. O lovitură înaltă de picior. Două brațe bune, ratează acolo croșeul, uppercutul de stânga Cârlig. Albișor face față din ce în ce mai greu acestui final de meci. Brațele sus pentru Albișor, trimite acolo Cârlig un croșeu de dreapta. O lovitură joasă de picior trimisă de Cârlig. Marian Albișor, brațele sus acum pentru luptătorul român. Se închide în gard acolo Albișor, blochează directa de stânga, dar iată, pe aceasta a încasat-o. Croșeu de stânga din partea lui Albișor, iese bine de acolo Cârlig. Bună, dreapta la corp, trimis acolo de Cârlig. Excelent, acea lovitură, acum a venit și o frontală din partea lui Cârlig. Susținut de public, luptătorul din Republica Moldova, l-am văzut, are momente bune și se încheie meciul dintre Stepan Cârlig și Marian Albișor. Un meci dominat de la un capăt la celălalt de Stepan Cârlig. A avut și Albișor momentele sale bune, dar mult mai multe lovituri expediate de Stepan Cârlig. Obosit Marian Albișor după acest meci. Chemați la centrul ringului pentru decizia oficială cei doi luptători. Obosit și Cârlig, îl vedem, suflă din greu luptătorul moldovean. Câștigă la puncte Stepan Cârlig împotriva lui Marian Albișor acest super fight la categoria grea.